În video de astăzi o să vă prezint cel de-al doilea element, adică cel de valoare, ofertă de valoare pe care voi o pregătiți clienților voștri pentru ca clienții să fie satisfăcuți și să mai vină la voi pentru alte oferte. Ce valoare are serviciul tău care te face pe tine cel mai bun candidat pentru a fi ales de un client? Să-i prestezi un serviciu sau să-i dai un produs? Bună întrebare! Fiecare ofertă pe care tu o dai clienților tăi poate fi un produs sau un serviciu care rezolvă o problemă a unui client sau unui grup de clienți sau unui grup de persoane. Deci, când te gândești, ce problemă poți să rezolvi tu pe care un client de-al tău nu o poate rezolva, dar cu ajutorul tău, o să rezolve această problemă. Deci, acest pachet de beneficii este creat de tine pentru a ajuta clientul să-și obțină țelurile sau să-și obțină anumite targeturi care și le-a propus. Aceste beneficii pot să fie inovative sau disruptive. În cazul meu, prezint concepte dificile prin desen și prin aceste desene încerc să le explic oamenilor într-un mod simplu și într-un mod vizual în care să le rămână foarte multe informații, concepte dificile care altfel ar fi foarte plictisitoare și lungi de explicat. Și pentru a vă ajuta în a vă da seama care sunt valorile sau cum să faceți o ofertă valoroasă pentru clienții voștri, o să vă spun un set de întrebări. Ce valoare oferiți clienților voștri? Să vă puneți aceste întrebări. Sau ce produs le oferiți clienților voștri care să le rezolve o problemă? Ce nevoie satisfaceți voi? Ce nevoie a clienților voștri satisfaceți voi prin produsul sau serviciul pe care le dați? Și ce produse sau servicii oferiți clienților voștri într-un anumit segment de piață? Deci trebuie să știți cărui segment de piață. Ce produse sau servicii oferiți clienților voștri și trebuie să știți cărui segment de piață vă adresați. Și pentru a clasifica ofertele, sunt trei tipuri de oferte. Oferte noi, când voi dați ceva nou în piață, ceva ce nu s-a mai făcut, deci o ofertă nouă. Performanță, asta înseamnă că îmbunătățiți un lucru care era deja existent sau un serviciu sau un produs deja existent care e îmbunătățit. Și a treia ofertă este personalizată, atunci când vă mulați exact pe cerințele clienților voștri și dați o ofertă personalizată exact pe problema pe care o au.